Județul Hunedoara ocupă locul al doilea în țară în ierarhizarea județelor după vârsta medie. La recesământul populației din anul 2021, județul Hunedoara este întrecut doar de județul Telorman. Fenomenul de îmbătrânire a populației județului s-a accentuat în ultimii 10 ani. Vârsta medie a populației rezidente pentru județul Hunedoara a crescut la 45,5 ani, față de 42,3 ani în 2011, consemnează publicația Hunedoara Liberă. Față de vârsta medie pe țară, vârsta medie a județului nostru este mai mare cu 3,1 ani. Indicele de îmbătrânire demografică, adică numărul persoanelor vârstnice de 65 de ani și peste, care revine la 100 de persoane tinere sub 15 ani, în județul Hunedoara este 170,9 persoane vârstnice la 100 persoane tinere, mai mare cu aproape 50 de persoane decât media națională, care este de doar 121,2 persoane. În 10 ani, județul a pierdut aproximativ 57.000 de persoane. Hunedoara, Deva, Petroșani, Lupen și Vulcan au pierdut cei mai mulți locuitori, între 13 și 20%.